Probabil și Pinti a greșit cu declarația pe care a dat-o vis-a-vis de Lucian. Da, da. Dar îți dai seama că ajungi la momentul în care te saturi, tot întrebându-te și apărând fel și fel de discuții în media, te saturi și atunci cred eu că și el a refulat. Dar sunt convins că până la urmă se va găsi o soluție și eu sunt, cum să spun eu, de partea foștilor fotbaliști. Pentru că ei ca și fotbaliști au sacrificat sau noi am sacrificat anumite lucruri pentru fotbal. Și atunci, cum a spus-o și Săpunarul, că l-am văzut până la urmă, el și-a făcut școala pe teren. Și atunci tu ca jucător sau fost jucător de fotbal trebuie să ai anumite avantaje față de un om care vrea să facă antrenor.